Cum știu urmăritorii mei, riduri care sunt la etajul superior a feței se poate rezolva cu botox. Dar câteodată, la pacienții care se încrunt foarte tare sau se mir foarte des, apar niște riduri statice și destul de adânci la, pe glabela sau pe frunte, care estompesc cu botox, dar nu se duc, se duc, de tot. Și atunci aspectul acesta de frunte nete, de a da cu riduri care, statice care a rămas, este neplăcut și se poate rezolva și cu niște filere, niște acizi, care sunt ca și mezoterapie și de mai multe ori la persoane care au un rit foarte, foarte preeminent aici la glabela, eu din start spun acest lucru că facem botox și vedem cum să fie după botox și în caz de ceva putem să adăugăm și filler ca să stumpăm această rid. În unele cazuri când rid este foarte proeminent, eu spun din start că botox nu va ajuta 100% și atunci trebuie să facem o procedură combinată. Adică facem botox și prelucrăm ridul asta care este foarte adânc. Și atunci la 14 zile, când botoxul este complet instalat, avem un rezultat foarte fin, pentru ca se, se duc ridurile care se apar cu mimica și se stompează și rid care este static.